Bine ați venit la emisiunea Ascultarea Credinței. În această zi vreau să citim împreună un cuvânt din Evanghelia după Luca, din capitolul 2, începând cu versetul 22 până la 39. Acesta este textul care ne vorbește despre prezentarea Domnului Iisus la templu și despre circumciderea Lui. Să citim cuvântul Domnului. Și când s-au împlinit zilele pentru curățirea lor, după legea lui Moise, Iosif și Maria au dus pruncul la Ierusalim, ca să-l înfățișeze înaintea Domnului. După cum este scris în legea Domnului, orice întâi născut de parte bărbătească va fi închinat Domnului. Și ca să aducă o jertfă, o pereche de turturele sau doi pui de porumbei, după cum este poruncit în legea Domnului. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mânat de Duhul. Și când au adus părinții înăuntru, pe pruncul Iisus, ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui: iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie, ca să se descopere gândurile multor inimi. Mai era acolo și o prorociță, Ana, fata lui Fanuel, din seminția lui Asher. Ea era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei 7 ani după fecioria ei. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Acesta este cuvântul pe care îl avem în această zi. Felul în care vreau să studiem textul acesta este unul pe care l-am aplicat și în trecut, atunci când l-am adus în atenția noastră, în analiza noastră, pe Rembrandt, pe pictorul protestant din secolul XVII. Și de data aceasta facem la fel. Acest eveniment al prezentării lui Iisus la templu, al circumciderii sale, a fost un eveniment studiat de Rembrandt în lucrările sale. Eu am făcut o selecție de 3 lucrări. 2 picturi și o gravură. Primele 2 picturile vin și arată momentul în care Simeon și Ana întâlnesc pe pruncul Iisus și părinții acestuia, când ei îl aduc la templu să se închine Domnului. Gravura este despre circumciderea lui Iisus. Așadar, veniți să ne uităm împreună la lucrările acestea, iar apoi ne ducem înapoi la cuvântul cu care am început și studiem și noi acest text din narațiunea nașterii, din textele cu privire la copilăria lui Iisus, la începutul vieții sale. Prima dintre lucrări a fost
pictată de Rembrandt la 1627-1628 și prezintă acest moment de mare impact în care Maria stă și ascultă cuvintele pe care le spune Simeon, iar Ana este personajul care are o reacție a închinării cu mâinile ridicate. Simeon și văduva Ana se bucură profund și laudă pe Domnul prin cântare. Avem nuanța aceasta și aspectul acesta în textul pe care l-am citit. Părinții lui Iisus sunt avertizați pentru ceea ce urmează. Acest eveniment este atât un eveniment al revelației, cât și un eveniment al unei apăsări sufletești. Rembrandt surprinde aceste două lucruri prin Simeon și prin reacția Mariei. Se poate vedea cu ușurință impactul pe care îl are ceea ce se întâmplă, în special cuvintele pe care le spune Simeon cu ocazia aceasta. Avem această serie de contraste. Avem închinare, exuberanță, laudă adusă lui Dumnezeu. Avem o transmitere a mesajului, a cuvântului lui Dumnezeu cu mare precizie. Și avem o asimilare a tuturor acestor lucruri. Singurul căruia nu-i vedem fața este Iosif, el este pictat din spate, este un observator în toate acestea. Și în text, rolul lui este minor. Maria este cea care absoarbe, cea asupra căruia avem acest impact al a ceea ce spune Simeon. De aceea reacția ei este surprinsă în mod central în lucrarea aceasta. Cea de-a doua pictură, de la 1631, este prezentată din nou urmând stilul cu care noi suntem obișnuiți în ce privește pictura lui Rembrandt. Un stil al clar-obscurului, un stil în care spațiul negativ este deosebit de vast. Se poate vedea cât de mici sunt personajele în comparație cu locația. Locația respectivă, desigur, fiind templul de la Ierusalim. Templul este prezentat în linii foarte vagi. Ne dăm seama unde suntem, un spațiu imens, iar acolo, în acel spațiu relativ întunecat, există un loc mic asupra căruia se revarsă lumina lui Dumnezeu. Și, bineînțeles, în acel loc al luminii avem pruncul Iisus în primul rând, iar apoi aceste personaje, părinții lui, Simeon și prorocița Ana. Într-un loc al întunericului, într-un loc dușmănos, avem o rămășiță, avem un număr mic de oameni peste care lumina lui Dumnezeu este prezentă. Da, templul are un caracter impunător și în comparație cu acesta, personajele acestea sunt foarte mici. Lumina de sus luminează pe pruncul Iisus, Simeon ține pruncul Iisus în brațe într-un mod reverențios. Dar în lucrarea aceasta nu se vorbește. În lucrarea aceasta se aduce închinare lui Dumnezeu.
Personajul care este pictat din spate, din nou cu mâinile ridicate, personajul cel mai impunător în privința mărimii, dimensiunii sale, este prorocița Ana. De data aceasta, accentul nu este pe impactul cuvintelor lui Simeon asupra Mariei, cum a fost în lucrarea anterioară. De data aceasta, accentul este pe închinarea care îi se aduce lui Dumnezeu și lumina care se coboară de sus, gestul pe care îl face prorocița Ana, toate lucrurile acestea adună atenția cititorului și invită pe cititor la închinare înaintea lui Dumnezeu. În partea dreaptă, cum ne uităm la lucrarea aceasta, partea dreaptă jos, avem doi cărturari care stau și care observă ceea ce se întâmplă. Ei nu se alătură grupului din centrul lucrării, ei stau și se uită la ceea ce se întâmplă. Nuanțele acestea ale lucrării lui Rembrandt sunt deosebit de utile în ce privește înțelegerea acestui eveniment. Pe de o parte, avem o descoperire, o revelație de la Dumnezeu. Într-un mod neașteptat, în locul acesta, la templu, cuvântul lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu este dat celor de acolo, părinților, iar apoi nouă cititorilor, prin două persoane neînsemnate, Simeon și Ana. Lumina lui Dumnezeu vine într-un loc, prin oameni neînsemnați. Te aștepta ca adevărul lui Dumnezeu, lumina lui, descoperirea lui să vină prin cei mai învățați, prin cărturari și prin ceilalți conducători de la templu. Dar lucrurile nu stau așa. Adevărul lui Dumnezeu vine pentru poporul lui Dumnezeu prin aceia care îl așteaptă, care îl iubesc, care caută voia lui, care așteaptă împlinirea promisiunilor lui. Așa cum am spus, deși aici nimeni nu vorbește, este clar acest spirit al închinării, iar pe baza cuvintelor pe care le avem în cuvântul lui Dumnezeu, este și un eveniment al dezlegării. Simeon spune: Doamne, am văzut ce ai promis. E deosebit. Pot să mor acum. Ochii mei au văzut mântuirea ta. Recunoștință, mulțumire, apreciere, închinare. Aceasta este starea celor de aici. Toate acestea într-un loc neprietenos. Într-un loc care la acest moment nu este dușmănos, dar se poate vedea, dacă ne uităm cu atenție în partea dreaptă a lucrării, a felului în care întunericul vine foarte aproape, periculos de aproape de personajele din centrul lucrării. Și așa ne ducem la cea de a treia lucrare pe care am selectat-o. Este o gravură, 1654, circumciderea a fost la 8 zile și Rembrandt surprinde evenimentul acesta cu ajutorul câtorva elemente care în mod obișnuit nu trebuiau să fie într-o astfel de lucrare. Uitați la gravura aceasta și puteți vedea în partea stângă o scară. Ce caută scara la circumcidere, la tăierea împrejur? Iar apoi
uitându-mă în partea dreaptă a lucrării din nou, întunericul care se apropie foarte, foarte mult de pruncul Iisus. Știm despre nevoia curățirii femeii după naștere în Vechiul Testament, în vremea Vechiului Testament. Iosif ține pruncul Iisus în brațe, iar lângă el, lângă ei, Maria se roagă. Cele două elemente pe care le-am menționat, scara și întunericul, sunt evenimente care funcționează ca și indicatoare spre răstignire. Această așezare oblică a scării este un factor vizual, un indicator care duce atenția spre alte lucrări, atât ale lui Rembrandt, cât și ale altora, cu privire la momentul coborârii de pe crucea lui Iisus Hristos. Acolo apare din nou scara în poziția aceasta. Așadar, Rembrandt înțelege evenimentul acesta. Pe baza cuvântului scris, că trebuie legat de răstignire. Și îl introduce acest element vizual, scara. De asemenea, el introduce și întunericul. Ceea ce începe aici, cu prezentarea la templu, cu tăierea împrejur, are legătură cu deznodământul de la final, cu apogeul lucrării lui Iisus Hristos. Și cu ajutorul acestor procedee tehnici, artistice, el surprinde lucrurile acestea. În felul acesta, prin artă, Rembrandt transmite lucruri ușor de ținut minte. Dacă recapitulăm lucrurile de bază cu privire la aceste trei lucrări pe care le-am selectat, da, vedem cât de important este spațiul negativ, care de regulă nu este prietenos. Am văzut asta când am studiat împreună lucrările cu privire la fuga în Egipt. Iar a fost la fel și acolo. E la fel și aici. Avem această atenție asupra impactului pe care îl are cuvântul lui Dumnezeu prin Simeon asupra mamei lui Iisus, asupra Mariei. În felul acesta, acest eveniment nu este un eveniment care constituie o excepție, ci este un eveniment care prezice un anumit deznodământ, un anumit final. Iar acum, veniți să revenim la textul acesta, Luca 2, 22 la 39, al momentului în care Iisus este închinat Domnului. Accentul pe care îl arată cuvântul lui Dumnezeu aici în Evanghelia după Luca este această ascultare a părinților lui Iisus de poruncile Domnului. Ceea ce este poruncit în lege cu privire la ce trebuie să facă părinții când li se naște un băiat. Aceea este ceea ce fac ei. Duc copilul să fie tăiat împrejur, este întâiul născut, urmează să fie închinat Domnului. Părinții aduc jertfa pe care o pot, potrivit cu statutul lor social. Și ni se spune exact ce fel de jertfă au adus. Dar ceea ce contează din start este această ascultare a părinților de cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce li se poruncește în situația lor, când li se naște primul copil, primul băiat, aceea este ceea ce fac ei. În viața unei familii care ascultă de cuvântul lui Dumnezeu și vin și își
prezintă întâiul născut la templu. În viața acestei familii, Dumnezeu are o descoperire. Dumnezeu își revelează voia sa, cuvântul său. Și acești părinți, Iosif și Maria, sunt ajutați să înțeleagă mai mult ceea ce se întâmplă. Și Dumnezeu aduce în viața lor aceste două personaje, pe Simeon și pe Ana, cu un cuvânt de clarificare și de încurajare. Și asupra a ceea ce spun fiecare dintre ei, vreau să stăruim și noi în timpul care ne-a mai rămas astăzi. Simeon este foarte direct. Simeon este foarte personal. El merge până acolo încât spune în auzul celorlalți: acum slobozește, Doamne, pe robii tăi, pentru că, pe robul tău, pentru că ochii mei au văzut mântuirea ta. Simeon ia pentru el, ia în legătură cu el această lucrare mare a lui Dumnezeu. Mesia a venit, răscumpărătorul a venit și Simeon o ia pentru el. Doamne, am ajuns și eu să văd? Poți să mă deslegi. Mă poți chema la tine, mă poți lua la tine. Această legare directă, individuală, personală a acestui om de planul lui Dumnezeu care se împlinește este unul dintre cele mai importante lucruri în ce privește aplicarea acestui text. Pentru că noi, studiindu-l, ne întrebăm într-un mod pragmatic următorul lucru. Da, vedem cum au ascultat părinții lui Iisus. L-au dus la templu, au făcut tot ceea ce a poruncit Domnul în cuvântul lui. Dar ce trebuie să înțeleg eu de aici, pentru mine, astăzi, în anul 2021? Uită-te la Simeon. Învață de la el. Când Dumnezeu își duce la îndeplinire planul lui, vezi care este legătura ta cu el. Și tu, și eu, ca și Simeon, suntem oameni care în continuare așteptăm împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Iar în momentul în care vedem împlinirea acestor promisiuni, și noi, ca odinioară Simeon, putem spune la fel: Doamne, ochii mei au văzut. Ochii mei văd ceea ce promiți tu, ceea ce ai promis tu. Între Simeon și planul lui Dumnezeu și promisiunile lui Dumnezeu există această legătură nemijlocită, directă. Simeon se așează acolo, în centrul planului lui Dumnezeu, îl urmărește, așteaptă. Iar acum împlinirea are loc. Fiecare om din poporul lui Dumnezeu trebuie să se așeze în centrul planului lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim observatori foarte atenți. Noi trebuie să fim în aceeași cadență cu împlinirea cuvintelor lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, ulterior, când descrie biserica, poporul lui Dumnezeu, în legătură cu lucrurile acestea, el spune următoarele cuvinte care nouă ne plac așa de mult. Biserica este descrisă ca și cei care iubesc venirea Domnului. Ceva ce apreciezi, ceva ce îți dorești, ceva ce te
captivează, te absorbe în întregime. Acolo ți sunt gândurile, acolo ți este atenția. Așa ceva aștepți să aibă loc. Așa era Simeon și tot așa trebuie să fim și noi. Desigur, pentru Maria, în împrejurarea aceasta, mesajul a avut un impact anume. Copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel. Copilul acesta va fi un semn care va stârni împotrivire. Așa cum surprinde Rembrandt împotrivirea care se construiește, tot așa noi care suntem cititori ai întregii Evanghelii, știm cum se termină lucrurile. Știm că ceea ce a venit el să facă a fost respins de către cei mai mulți. Iar cea care este atât de aproape, mama lui Iisus, despre ea ne se spune: sufletul tău va fi străpuns de o sabie, ca să se descopere gândurile multor oameni. Acestea sunt cuvintele lui Simeon pentru părinții lui Iisus. Toate acestea sunt adunate în inima Mariei. Dacă ne uităm acum la Ana, vine și ea în același ceas acolo la templu. Laudă pe Dumnezeu și vorbește despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Această mărturie a Anei este ceea ce noi trebuie să luăm pentru noi. Da, la acest moment este doar un prunc, un copilaș. Dar prin acest copilaș se câștigă mântuirea oamenilor. Și datoria noastră, în vremea noastră, este aceeași. Să vorbim despre Iisus tuturor. Vedem cât de reci sunt circumstanțele. Nu avem încă dușmănie, dar avem indiferență. Când Mesia este adus și închinat Domnului la templu, în mod obișnuit te aștepta ca cei care cunosc cuvântul lui Dumnezeu, cei care sunt în conducerea poporului lui Dumnezeu, să fie acolo și alături de părinți să se închine și să laude pe Dumnezeu. Dar nu e așa. Nu se întâmplă așa. Este nevoie de această femeie în vârstă, 84 de ani, să vină și să le spună despre Iisus, despre mântuire. Noi cu toții știm cât de diferită era văzută femeia în secolul I, în vechime. În ce privește mărturia, valoarea unei femei, valoarea mărturiei unei femei era deosebit de mică. Aici, această femeie, așa de în vârstă, are ceva de spus. Ea era prorociță. Exemplul ei rămâne o mărturie în orice vreme, indiferent care este atitudinea celor din frunte. Dacă mergeți la cel de-al doilea tablou, avem acolo doi cărturari care stau și observă. Femeia aceasta, așa de în vârstă, și-a făcut datoria. A vorbit tuturor despre Iisus. Aceasta este datoria oricărui om. Oricărui om din poporul lui Dumnezeu. Să vorbească tuturor despre Iisus.
Lucrurile acestea rămân și pentru noi. Pe baza acestui cuvânt, acestea au fost lucrurile pe care am vrut să le împărtășesc cu dumneavoastră astăzi. Până pe data viitoare, Dumnezeu să vă binecuvinteze!